are aceste două nume din, pentru că vine dintr-o familie mixtă și pentru că are și dublă cetățenie, da, română-turcă și spune ea că, hai să o luăm cu începuturi, pentru că am văzut și câteva priviri cu subînțeles între invitații mei. Odată, au murit ambii părinți când tu aveai 18 ani, deci poate nevoia de securitate, poate știu eu mai multe lucruri care ți s-au întâmplat. În 7 zile l-ai cunoscut pe soțul tău, în 7 zile s-a și făcut nunta, conform unor tradiții mai conservatoare în care comunitatea trebuia să dea acceptul, nu cei doi parteneri implicați în mariaj. Și 3, aș vrea de la început să facem precizarea că nu are legătură chestiunea asta legată de abuz în familie și de soție agresată cu religia, cultura, etnia, da, din care venim. Noi știm mai bine ca oricine, noi românii, prin toate lucrurile pe care le vedem zilnic la televizor, din păcate, că nu are legătură nici cu religia, nici cu starea materială, nici cu educația. Iată, este primul exemplu de oameni cu studii, cu facultate, de oameni cu un rang social, de oameni, presupun, și cu niște venituri pe măsură, deci cu o stare materială și Mirela, bună și foarte bună. Nu are legătură nici cu sexul. Eu am avut cazuri de bărbați abuzați. Bun, deci lucrurile dar pot sunt fi majoritare văzute... cazurile de femei abuzate, dar asta nu înseamnă că nu sunt și bărbați abuzați. Hai să luăm cu începutul. Mamă a 2 copii de 9 și 13 ani, femeie care a trebuit să accepte în tăcere, deși meseria ei era să le învețe pe femei să vorbească despre abuzurile pe care le trăiesc zilnic, să nu mai stea cu rușinea și cu frica și să iasă și să-și apere drepturile. Ea însăși tăcea. Dacă îmi permiți, și nu vreau să întrerup, sentimentul meu este că noi, ajută foarte mult ceea ce faci tu și ceea ce am făcut și eu prin Fundația Mereu Aproape pe 14 februarie, să înțelegem exact ce precizai, că nu e vorba despre niște lucruri care sunt departe de noi, de lumea noastră, a celor educați, a celor din urban mic, mediu, mare, cum o fi el. Nu. Se întâmplă în orice tip de familie, se întâmplă din motive pe care trebuie să le înțelegem, dar nu să le judecăm, pentru că avem tendința asta să spunem, o făcut ea ceva, asta e prima reacție, dar ea ce a făcut, domnule, de a bătut-o? Stați așa un pic, ce facem acum, punem la zid tocmai victima? Și eu cred, vreau să știu dacă greșesc, Ruxandra, și îmi permit să te tutuiesc. Cred că femeile care sunt perfecționiste, care sunt altruiste, s-ar putea să se încadreze în victima perfectă dacă întâlnesc un astfel de bărbat abuzator din diferite motive, nici mai are importanță, că așa a văzut în familie, care e el frustrările lui, că îi se pare că se duce femeia prea repede și prea bine pe drumul ei și nu mai poate ține. De ce spun asta? Eu nu cred că, Fatma, e doar o părere și s-ar putea să greșesc și te rog să mă ierți. Ai rămas în această căsnicie pentru că, na, îți duceai o cruce, ci cred că ai vrut să o facă să o faci să meargă. Ai spus de nenumărate ori că era țelul tău ca familia ta să rămână frumoasă și ți închipuiai, poate, eu știu femei care își închipuiau că acele cuvinte ale lui, ești proastă, tu ești de vină, tu m-ai enervat, știi că asta mă supără, de ce ai făcut asta, de ce te duci acolo, ce crezi că eu sunt proști și nu-mi dau seama? Prima ta reacție, mă, cât ai fi de deșteaptă și pe picioarele tale, este să zici, ui, fi greșit, poate nu i-am explicat de ce mă duc acolo, poate nu i-am spus să vină cu mine, poate, nu știu, poate trebuie să caut eu o soluție, să înțeleagă că eu vreau să meargă această relație. Și el te învinovățește, așa vorbind te de oameni educați. Ani întregi și de fapt devii victimă zi de zi, încetul cu încetul. Până când ai curajul să-ți admiți că tu nu ai cum să faci să meargă așa, tu care ești perfecționistă și care vrei să fie bine și uite, îl faci să sufere, el te bate pe tine, dar tu îl faci pe el să sufere. Asta e prima tactică a abuzatorului, este să devalorizeze complet. Exact. Și aici are legătură cu respectul de sine, în primul rând, cu respectul de sine al victimei, pe de o parte. De multe ori victima nu apucă să își crească acest respect, fiind foarte tânără, tu aveai 18 ani, nu te-ai închegat suficient. Dar tot ce spune Alexandra nu e și pe un pattern învățat? Deci acea situație a fost, am înțeles bine, în familia ta? Pentru că... familia lui. În familia lui? În familia lui.
e de partea cealaltă și este același lucru, da? Deci cine ai, eu n-am înțeles exact. Vreau să pun o întrebare. A spus că se băteau, deci mama ta era bătută, nu, dar era vorba de ceea ce se întâmpla în familia mea. Se întâmpla același legat de viitorul copiilor, dacă ar fi văzut toate astea. Da, da, da. Vezi că am întrebare, am nu te supăra. El își iubea copiii? Da, este un tată excepțional. Este un tată excepțional. Făcând referire cu precizie la fată, în special. Da? Uh-huh. Care ar fi aprecierile din punctul ăsta de vedere? Adică cum putea să aplice un astfel de tratament, medic fiind și conștient că e un model? N-aș merge foarte tare pe meseria sau mediul economic. Am vrut doar să subliniez capacitățile social, intelectuale de a analiza situația. Sunt mai ales că lucrează cu oameni. Eu cred că astfel de abuzuri sunt foarte bine camuflate social, da. Social în astfel de familii, să spunem, cu o educație mai înaltă sau peste medie. Cred că este, de fapt, mediul extraordinar de prielnic agresorului, tocmai pentru că nu te aștepți ca acolo să se întâmple lucrul ăsta și pentru că inclusiv există acea mentalitate colectivă. Domnule, e imposibil ca în familia unor oameni educați să se întâmple așa ceva. Sigur, ea a făcut ceva. Presiunea socială este extraordinar de mare. În al doilea rând, referitor la respectul de sine pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, după câțiva ani în care trăiești așa, numai cineva care este făcut din oțel, probabil, poate să rămână cu un respect de sine. Eu mă refer din start, adică dacă eu am respectul de sine, accept, să zic, o palmă a doua, dar pe a treia nu mai da, accept. Da, dar ideea e că în momentul în care tu ai niciun, nu ai niciun fel de educație în ceea ce vorbim noi aici despre relații, legat de comportament, respect. Dacă e, propun un alt scenariu, ne gândim la violența clasică. Eu cred că în aceste situații, de fapt, agresorul, educat fiind, își camuflează orice sau își ascunde orice posibilă vinovăție simțindu-se el victimă și făcându-te în primul rând...